Bună ziua, la Vama Vremii, în această ediție, lângă mine, un veteran universitar, domnul profesor universitar, dr. Gheorghe Secară, rector al Universității din Pitești, în urmă cu 2 sau 3 mandate, eu nu mai mi-aduc aminte exact. În orice caz, bine ați venit, domnule rector Gheorghe Secară, mulțumesc, la Vama Vremii. Mulțumesc. Întâmplarea face că în urmă cu doar câteva săptămâni, nici nu știu dacă s-a încheiat o lună, de la momentul în care facem această înregistrare, s-au petrecut alegerile de rector pentru mandatul recent de rector la Universitatea din Pitești. Și am mai făcut câteva întâlniri cu cadre didactice de la Universitatea din Pitești. Dumneavoastră, deci sunteți acum într-o continuare, deci foarte aproape de întâmplările astea de Universitatea din Pitești, invitat aici la Vama Vremii. Eu doresc să nu vă pierdeți obiceiul ăsta și să considerați Universitatea din Pitești ca o instituție foarte serioasă, atât a județului Argeș cât și a întregii țări, pentru că înregistrează o evoluție crescătoare. Față de ceea ce a fost în Pitești, cândva Universitatea din Pitești, acum este cu mult, cu mult superioară, atât din punctul de vedere al numărului de studenți, al numărului de specializări, al numărului de cadre didactice, cât și din punct de vedere material. Deci Universitatea din Pitești a realizat o creștere. Și fiind chiar în mijlocul orașului Pitești, da? Și mai nou, vizibilă, foarte vizibilă din punctul de vedere al acelei construcții, da? Eu cred că este bine ca să intrăm și în interior, mai mult în interiorul acelei construcții, să vedem ce este și, practic, după ce aflăm ce este, să informăm oamenii despre ceea ce se întâmplă acolo, ce vrem de la ei în continuare. Domnule rector Gheorghe Secară, dumneavoastră ați ocupat această funcție la Universitatea din Pitești, în urmă, acum am socotit în minte ce vă ascultam, în timp ce vă ascultam, în urmă cu 8 ani? Da. În urmă cu 8 ani. Da. În urmă cu 8 ani, Universitatea din Pitești avea peste 16.000 cumva de studenți și aproape de 20.000 cumva. În 2007 a avut 22.000 de studenți. În 2007? Da. 22.000 de studenți. El a fost apogeul. E, acum, dumneavoastră vorbiți frumos în termenii de optimism vis-a-vis de Universitatea din Pitești, dar vedeți că cei care sunt încă activi acolo la universitate nu sunt foarte mulțumiți pentru că a scăzut numărul de studenți și se vorbește că și imaginea universității ar avea un pic de suferit, că n-ar mai fi ce a fost acum 8 ani, de exemplu. Eu nu sunt de acord cu ei. Absolut deloc. De ce? Pentru că atunci am înregistrat un maxim de formă din punct de vedere al celor 22.000 de studenți, da? Iar acum la 10.000 de studenți este un alt vârf de formă, dar al anului 2016. Deci, practic, nu trebuie să comparăm situațiile. Sunt 10 ani de atunci. 10 ani. Deci, nu, lăsați-mă o secundă să vă spun de ce. Pentru că atunci a avut loc trecerea aceea de la, după Revoluția aceea, de la socialism, comunism la capitalism. A fost ceva creat haotic aproape. Un haos a fost, practic. Nu știa nimeni foarte exact ce să se dezvolte mai repede și într-un ritm mai rapid, mai înalt, da? Și, practic, s-au făcut și multe greșeli. Ăsta este motivul pentru care atunci a fost vârful ăla de formă al numărului de studenți, pentru că toată lumea a crezut că prin școală și școală superioară își rezolvă toate problemele. Iată că a venit timpul care ne spune nouă că mai sunt probleme și de altă natură, nu numai cele ale școlii superioare. Este cazul să ne mai facem și lăcătuși, și sudori, și alte meserii, nu? Și mai puțin, juriști, economiști sau filozofi.
E foarte interesant, pertinent ce prezentați dumneavoastră. A vorbit statisticianul din dumneavoastră, ca să mă exprim, iată, vis-a-vis de specialitatea dumneavoastră, cât de important este să privești un fenomen și prin prisma statisticii, ceea ce ați și făcut, pentru că ați raportat două vremi și două situații la două vremi diferite. Exact. Și în plus, ați atras atenția asupra acestui fenomen foarte interesant. Până la urmă, ce să faci cu școala dacă piața demonstrează că nu-ți cere o școală sau alta și atunci te îndrepți spre o altă formă de pregătire, mă rog, o altă școală, nu neapărat școala superioară în formula în care este prezentată acum. Deci școala, în ansamblu ei, trebuie să fie foarte mobilă și să-i ofere absolventului mai multe posibilități, da? Inclusiv aceea de a se reorienta profesional în orice moment. Când piața are nevoie de ceva, eu mă prezint și mă reciclez, mă perfecționez, da? Sau mă specializez în ceea ce își dorește sau îmi vrea piața, da? Ei bine, trebuie să mai renunțăm la teoria aia extraordinară care se practică și pe care noi o știm foarte bine, da? Și să revenim un pic cu picioarele pe pământ la aspectul practic al problemelor, al problematicii. Pentru că noi, practic, în școală acum, reușim să transmitem elevilor, studenților, un bagaj impresionant de cunoștințe teoretice, fără ca el să poată să îl verifice practic. Nu poate, n-are unde. Practica, de exemplu, în învățământul superior este foarte prost planificată, iar autoritățile, inclusiv cele de la nivel superior, ministerul, nici până la ora asta nu au dat, o lege sau, mă rog, vreo ordonanță sau ceva de genul, studenții, elevii, după ce se îndoctrinează cu teoria, au posibilitatea să vadă practic ce se întâmplă acolo și să pună de acord teoria cu practica. Este o lacună practică a întregului învățământ românesc care trebuie rezolvată cât de curând sau imediat, aș spune eu. Imediat. Pentru că nu este posibil ca un om să învețe regula mâinii drepte la fizică și să nu și-o închipe niciodată. Poate mă moare și nu-și dă seama cum vine chestia asta. Deci el trebuie să intre într-un laborator, el trebuie să intre într-o fabrică, într-o uzină, undeva, unde, da, să vadă exact. El învață regula mâinii drepte sau strângi, nu? Teoretic la fizică și practic poate că moare și nu reușește să își închipuie măcar practic cum funcționează regula asta. Deci, universitățile nu sunt oprite să-și structureze programele, curiculele de așa manieră încât să formeze absolvenții apți pentru piața actuală. Înțeleg că n-ar fi o problemă ca o universitate să își organizeze de așa manieră disciplinele, programele de învățământ, să implementeze, mă rog, să acceseze ceea ce numim cercetare în sensul creării locului de practică pentru student ca să poată face față ulterior pieței unde angajatorul cere pe absolvent pregătit într-o anumită formă, de o anumită manieră, cu anumite cunoștințe practice. Să știți că universitățile sunt preocupate de aspectul ăsta al practicii. Și universitățile și pe vremea când eu eram rector și mai încoace au solicitat ministerului ca împreună cu celelalte ministere și cu guvernul, întreg guvernul, să ia o decizie privitoare la practică. Nu e jucărie. Deci practic, oamenii s-au gândit, dar n-au reușit să și aplice, să iau o hotărâre.
Dar de ce? Ce se întâmplă? Aveți această experiență în spate. Aveți experiența de rector, aveți experiență de prorector, aveți experiență de profesor la catedră de zeci buni de ani. Ce se întâmplă? De ce? Unde se poticnește învățământul românesc în ultimii 25 de ani mai ales? Ce se întâmplă? De ce știm teoretic ce ar trebui să facem și nu facem? Eu am mai criticat cândva modul în care se face planificarea actuală. Mi s-a spus că sunt ceva mai bătrân și sunt tributar procedurilor comuniste de planificare. Ei bine, nu cred că planificarea aparține vreunui sistem politic. Comunism, capitalism, sclavagism, feudalism. Deci oamenii trebuie să prevadă, nu? În orice formă de organizare ar exista ei. Deci, practic, nu trebuie să mă ghidez după felul cum își planifică unul afacerile, un afacerist afacerile lui. Da? El merge pe risc, merge, știu eu, prin fel de procedee și își planifică ceea ce are el de făcut. Că urmărește un singur lucru, să obțină profit. Pe mine mă interesează mai mult decât profitul. Pentru că profitul pe care eu îl obțin durează cât e acum la pensie, 30 de ani, da? Deci minim 30 de ani. Deci minim 30 de ani, produsul meu finit, da? Omul pe care îl pregătesc, da? El trebuie să fie capabil să își valorifice capacitatea lui pe care și-a dobândit-o în timpul școlarității. Deci, practic, să se facă și trebuie să facă o altă planificare decât planificarea celui pe care o face. Și ăla care își planifică afacerile într-un anumit mod, nu trebuie să-mi dicteze mie planificarea. Deci eu trebuie să fac o planificare specifică acestor activități, pentru că se vorbește, iată, de performanță, de profit în activitățile acestea, inclusiv în învățământ. Pe astea nu se văd imediat. Și dacă se văd, când se văd, da? Astea se urmăresc 40, 45, 50, 52 de ani, că eu cu 52 de ani am ieșit la pensie. Atât am avut eu în carnetul de muncă, 52 de ani și 8 luni. Deci, practic, eu 52 de ani și 8 luni am învățat și am performat, da? Cu ceea ce am învățat în facultate acum 60 de ani. Iată. Deci altfel trebuie făcută și văzută planificarea învățământului. Și practica aceea de care vă spuneam, practic universitățile nu mai pot controla. De ce? Pentru că au dispărut unitățile economice de bază. Pentru că unitățile astea mai micuțe, societățile acestea comerciale, pe acțiuni cu răspundere limitată și așa mai departe, care au apărut, falimentează când ți-e lumea mai dragă, da? Că poți să faci un contract cu cineva, cu Picu, de exemplu, era un... că am avut... Un lanț de magazine? Sau un lanț de magazine, sau și... Dispare patronul, iată, dispare și Picu, dispare și tot. Ți-a dispărut contractul pe care l-aveai tu și ți-a dat peste cap toată planificarea pe care o aveai. Nu? Pentru că, de exemplu, sunt totuși și ele consumatoare de forță de muncă, lanțurile astea de magazine. Și dacă ele n-au siguranța existenței, da? Practic, mă împerturbă mie activitatea și eu nu sunt suficient de flexibil ca să mă reorientez foarte rapid. Pierd și eu. Pierd foarte mult. El dacă pierde câteva milioane că nu-și vinde castraveții sau alte mărfuri, da? Eu pierd ce? Mult mai mult. Pierd un om. Pierd un om și este mult mai important pentru pierderea mea. Este mult mai mare decât pierderea afaceristului. Școala pregătește viitorii absolvenți, îi pregătește pe de o parte pentru piața care are nevoie de ei și pentru funcție de ce cere piața, adică nu, eu te formez să te ceară buzina Dacia,
după ce termin școala mea, uzina Dacia va avea nevoie de tine și te va căuta. Pe de o parte. Și pe de altă parte, școala, înțeleg de la dumneavoastră, foarte interesant, trebuie să aibă în vedere să pregătească viitorul absolvent, să investească în el școala, de fapt, el își investește în el, mergând la o școală ca atare, prin care el să fie pregătit să facă față nu numai unui angajator X direcționat Y sau Z, ci el să facă față toată viața, să poată fi pregătit să meargă într-o direcție sau în alta, funcție de cum se schimbă piața și lui să fie bine și, cum spuneți dumneavoastră, să-l prindă pensia tot cu loc de muncă și tot câștigând pe măsura dorințelor lui, funcție de pregătirea pe care a avut-o în școală. Asta este idealul, nu? Însă pot să apară fel de fel de situații care parazitează, practic, aceste gânduri pe care și le fac oamenii când vin la facultate, când pleacă și caută locuri de muncă și mai apoi profesează și așa mai departe. Deci ăsta este idealul. Așa școala trebuie să se gândească la starea ideală a viitorului absolvent și al viitorului profesionist. Însă, așa cum a spus, pe piața capitalistă mai ales, dictează cererea și oferta. Da? Și asta este un principiu general valabil, funcționează în toate domeniile, da? Iar eu, învățământ, trebuie să țin legătura cu cel care cere și eu să-i fac oferta de fiecare dată. Ca să reușesc lucrul ăsta, trebuie să fie foarte bine organizată acea cerere. Deci, practic, sistemul economic din România, la ora actuală, înregistrează niște suișuri și coborâșuri dramatice. Și, practic, învățământul nu se poate orienta și replia foarte rapid în funcție de aceste sinusuri pe care le face economia noastră. Și în condițiile astea apar niște neconcordanțe. Mai departe. Este vorba de recunoașterea diplomelor. Deci noi am luptat de la începutul anului 90 până în 2005 extraordinar de mult pentru recunoașterea diplomelor în plan european. Nici o țară europeană nu lua în considerație o diplomă de învățământ superior din România. Nu mi-amintesc eu să fi fost echivalată vreo diplomă obținută în învățământul superior românesc în Europa. Dar, din partea lor, da, au apărut niște semnale, așa numitul proces de la Bologna din 1994, da, a pus problema recunoașterii diplomelor și încercării de a face o integrare europeană în ceea ce privește disciplinele, în ceea ce privește programele de învățământ, în ceea ce privește planurile de învățământ, curiculele astea universitare, în ceea ce privește, în final, recunoașterea diplomelor. E bine, a durat din 1994 până în, iată, până în 2004-2005, da? Când s-a pus problema foarte serios și în România și am aplicat și noi printr-o lege, da? Procesul acela a Bologna, restructurând întreg învățământul superior și încercând să-l dezvoltăm pe trei paliere, da? Învățământul de licență, învățământul de masterat și învățământul doctoral. Deci în 2005, practic, Universitatea din Pitești a intrat, da, în acest nou făgaș. Da? Învățământ de licență, 3-4 ani, învățământ masterat, deci la un an, un an jumate, maxim 2, și învățământul doctoral, cât poate omul să ducă de la, deci minim 2 ani jumate, 3. Bun.
Deci această nouă restructurare a învățământului superior, noi eram convinși că ne aduce numai bucurii. Numai bucurii, așa credeam. Dar iată că nu a fost suficientă restructurarea asta. De ce? Pentru că și noi am avut greșelile noastre. De exemplu, eu m-am implicat direct în învățământul economic. Și ca să reușim să ne adaptăm cât de cât la procesul acela Bologna, a trebuit să facem vreo 4 întâlniri preliminare cu aproape toți profesorii universităților care pregăteau studenți în domeniul economic din țară, da? Dintre care 2 le-am făcut la Pitești, 2004 și 2005, înainte de implementarea legii. E bine, ne-am certat așa, la baionetă. De ce? Pentru că unii ziceau într-un fel, alții ziceau altfel. Și practic până atunci, până ne-am reunit noi, puse față în față curiculele de la Universitatea din Pitești, de exemplu, și Baia Mare, nu semănau deloc. Cu toate că legea contabilității era aceeași și la Baia Mare și la Pitești. Nu? Punându-le față în față curicula de contabilitate de la București cu cea de la Craiova, nu semănea de nicio culoare. Nu. Cu toate că, repet, legea contabilității era aceeași. Deci, alte universități, alți profesori, alte viziuni, da? Dar asupra cui se răsfrângeau aceste toate viziunile astea ale noastre? Asupra omului, asupra absolventului. Venea studentul, nu? Și ăsta, după ce termina universitatea la Pitești, la București sau la Constanța, nu? Trebuia să se subordoneze legii contabilității. Deci eu să nu fac aproape nimic din legea aia contabilității în timpul facultății, da? Și la sfârșit ăsta să-i cer, bă, conform legii contabilității face aia și aia. Care dăm? Legea contabilității, păi așa ne-a povestit-o, așa ne-a spus printre altele despre legea contabilității. Deci erau fel de fel de viziuni și a trebuit să ne luptăm unii cu alții ca să concepem niște planuri care să fie uniforme, nu? În toate universitățile care pregăteau economiști. Am înființat o asociație, AFER, Asociația Facultăților de Științe Economice din România, așa, și, repet, până când nu ne-am documentat și nu ne-am întâlnit să discutăm așa serios, nu am dat drumul la actele care să conceapă mersul curiculei universitare. Deci, pe plan național, noi am înființat, deci, curiculele universitare cu planuri de învățământ, cu programe, cu cerințe și criterii pentru cadre didactice și așa mai departe. Inclusiv bibliografii. Bibliografiile ni le-am pus la punct, am dat bibliografie obligatorie, bibliografie facultativă și așa mai departe, pentru fiecare specializare, contabilitate, management, finanțe, turism și așa mai departe. Deci, practic, astea au cam dispărut. Iar după, mai ales cu apariția învățământului particular, da? S-au inspirat o bună parte din ce se făcea la stat, așa? Și tot așa, cu oameni care aveau și ei idei, da? Că, până la urmă, fiecare are idei. Dar nu ai idei, știu, adiacente formării procesului respectiv. Da. Se vede treaba, dumneavoastră atrageți atenția în mod corect asupra faptului că procesul de la Bologna, altfel bine gândit, de bună credință, în care ați crezut cu toții universitarii și din România, a durat un pic până să fie integrat corespunzător și încă probabil că mai sunt probleme. Posibil ca acest fenomen să fie una dintre cauzele neîmplinirilor în această zonă a învățământului universitar, pe care tot o arătăm cu degetul mai toți din societate și spunem
nu ne place, încă nu s-a așezat bine lucrurile. Deci procesul Bologna, eu zic, și cu mâna pe inimă spun, că este viabil. Eu vă propun să continuăm după o scurtă pauză de publicitate pe Ndelete, comentarea și a procesului de la Bologna și mai mult decât atât aș vrea, anunț de pe acum pe cei care dacă sunt lângă noi după publicitate, să vă propun să revenim asupra planificării, asupra rolului statisticii și să vedem cum și ce ar trebui făcut pentru a corela ceea ce este pe piața învățământului cu ceea ce așteaptă piața muncii. Acum luăm o pauză de publicitate. Iată-ne în partea a doua acestei ediții la Vama Vremii, împreună cu domnul rector, profesor universitar, dr. Gheorghe Secară, de la Universitatea din Pitești, fost rector în urmă cu 8 ani, am socotit, prezent în cetate și astăzi aici la Vama Vremii, domnule rector Gheorghe Secară, vorbeam despre procesul Bologna la sfârșitul primei părți și am promis că vom continua să comentăm, să vă lăsăm să ne spuneți, ați prins vremea în care tocmai se implementa Bologna în România și ați remarcat că n-a fost deloc ușor și încă s-ar putea să mai ne confruntăm cu ceva probleme în zona asta, în învățământul superior. Ne confruntăm cu mentalități. Încă. Un exemplu. Procesul Bologna, în mod obligatoriu, impunea tuturor țărilor, inclusiv sistemului de învățământ din țările respective, introducerea creditelor transferabile. Ce înseamnă credite transferabile? Aceste credite transferabile se măsoară în timp. Timpul necesar învățării unui curs, de exemplu. Timpul necesar pregătirii, unui laborator. Timpul necesar participării la un curs. Timpul participării la un seminar. Da? Timpul, deplasării dintr-un loc în altul și așa mai departe. Deci totul se măsoară în timp. Problema este următoarea. Dom'le, ca să măsori timpul și să ajungi la credit într-un final, da? Trebuie să ai cui să-i măsori timpul. Dacă vii în legea învățământului și nu numai prin regulamente interioare și spui că frecvența este nu este obligatorie, eu cui să-i măsoră lui ea, cui să-i măsori timpul? Nu mai am cui. Dacă îmi dispare studentul, ăla își face el gândurile lui, da? Își planifică viața lui ca student, da? Și vine din când în când pe la școală. Deci eu, practic, rămân fără subiectul de învățământ, fără student. Deci, dacă spui că, cursul este, frecventabil, benevol, da? Studentul vine sau nu vine? Și atunci cu cine intră în contradicție? Cu creditul transferabil. Deci eu n-am ce să-i măsor ăsta. Și practic, la sfârșit, eu n-am timp în dreptul individului respectiv. Și dacă el n-are timp acolo, înseamnă că n-a venit la un curs să audieze un curs, n-a venit la seminar să pună mâna pe un creion, să facă niște socoteli sau activități practice să facă acolo la seminar. Da? Și practic, din start, el pleacă cu 2-3 puncte diminuate sau la notă, da? Sau nu este primit în examen. Deci, practic, meseria noastră, prin introducerea celor ni se îngreunează. Noi, ca dascăli, când am auzit lucrul ăsta și când ni s-a spus, domne, introducem, n-aveam voie să spunem că participarea la curs este benevolă sau la seminar. Din contră, trebuie să fie, este obligatorie și studentul să vină acolo și să vii și tu ca profesor, da? Să te străduiești, să dai tot din tine pentru că ăla e acolo și de asta a venit. Să audă ce îi spui tu și să te duci pregătit, foarte pregătit. Dar dacă el nu vine la curs, tu, practic, nu ești la fel de bine pregătit sau nu ești dispus
să vorbești la 1, 2, 3, 5 persoane câte sunt în sală, în loc de 40 sau 50 sau știu eu câți membri are formația de studiu. Asta este problema. Deci mentalități. Deci, practic, noi am renunțat la acele credite transferabile prin... sau le socotim mai nou. Sunt socotite în suplimentele de diplomă, da? Dar sunt nereale. Nereale. În fapt, timpii nu sunt parcurși. Apropo, acum revenim la situația de azi a Universității din Pitești, față de care dumneavoastră ați fost foarte generos, apreciind că totul este în regulă până la urmă, că nu universitatea ar avea până la urmă o problemă, ci mai degrabă societatea, și asta e situația. Închid paranteza spunând că la Universitatea din Pitești cota de absenteism se pare că ar fi atins cote, deci niveluri nu tocmai favorabile. Nici profesorii nu prea mai merg la curs, mulți dintre ei, deja poate vorbi despre mulți, se acuză între ei că nu-și fac cursurile. Ce să mai vorbim de studenți când sunt foarte puține discipline la care sunt adunați studenții peste 50% din domnul Badiu, din anul, într-o sală de curs? Eu sunt pensionar acum. Nu știu foarte multe despre ce se întâmplă acum în Universitatea din Pitești și ar fi, nu știu cum să vorbesc eu despre ei și despre universitate la ora actuală. Eu dacă pot să trag niște concluzii, tot niște generalități să vă spun, și dacă ei sunt pe frecvență cumva, nu? Să asculte și să vadă că eu am dreptate. Deci, practic, n-au de ce să se plângă. Spun mulți, am auzit și eu, că nu mai sunt 20.000 de studenți. Nu mai sunt. Dar nici profesori nu mai sunt. Deci eu aveam 1200 de posturi în statut de funcții atunci. Deci când era Universitatea din Pitești în 2007 cu apogeul ăla de studenți, da? Erau și profesori. 1200? 1200 de posturi. Acum sunt 400 și ceva. Revenim. Acum sunt 10.000 de studenți, da? 400. Iată. Deci, unde sunt diferența? Diferența de profesori. Înseamnă că au ieșit la pensie, așa, și își văd de treaba lor. Au rămas cei care sunt acum și ei trebuie să se perfecționeze, să ajungă, știu eu, profesori, că cei care au ieșit la pensie au fost în funcțiile superioare didactice, în conferențiari, în profesori, da? Ei, practic, acum, care au rămas acolo, deci sunt mai puțini. Deci, raportat la număr, că așa se face până la urmă socoteala. Nu trebuie să ne supărăm și că nu mai sunt studenți. Păi dacă ar fi fost tot 20.000 de studenți, da? Cu ce profesori făceau? Da. Remarca dumneavoastră este matematic făcută corect. Vorbeați despre creditele transferabile în subiectul Bologna. Să nu ne depărtăm în cazul în care mai vreți să completați ceva. Altfel, apropo de ieșirea la pensie, îmi venea în gând un subiect, este iar o problemă în Universitatea din Pitești, este comentată resursa umană, să mă exprim așa generic, și cineva acuza, chiar de curând am avut o discuție cu cineva, zice, dom'le, cu mare ușurință au fost scoși la pensie și trimiși acasă profesori, deci veterani adevărați, de care încă universitatea avea nevoie, cu mare ușurință au fost trimiși acasă. Dar, cum doriți, mai aveți de completat ceva la Bologna sau, dacă vreți să comentați vis-a-vis de resursele deci, umane în cadrul corpului profesoral? Aș mai vrea să spun un singur lucru. Da. Dacă nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă la universitate, deci să mă scuze dacă fac o gafă. Deci, dacă, cumva, s-a întrerupt legătura cu EUA, care a fost promotorul. EUA, spuneți? European University Association. Așa. Care a fost promotorul lui Bologna și, practic, și urmărește modul în care sunt recunoscute de acum diplomele în Uniunea Europeană, diplomele obținute în școlile țărilor europene, așa. Deci dacă s-a întrerupt, eu le recomand să reia legătura cu EUA, neapărat, Universitatea din Pitești.
pentru că fiind în Europa, fiind membre al Uniunii Europene, da, trebuie să fim la curent cu tot ce se întâmplă acolo și să pregătim oameni care sunt necesari și acolo, nu numai în țară. Asta e aspect. În legătură cu pensionarea. Domnul, eu am contemplat între timp vis-a-vis de pensionare. Este un fenomen normal. Cei care au inventat pensionarea au fost niște oameni super deștepți, super dotați. Așa? Nu a fost numai unul. Au fost comisii întregi de oameni care așa. Și este un fenomen normal într-o societate normală, că oamenii să iasă și la pensie. Deci eu nu am avut nicio problemă cu pensionare. Nu m-am supărat pe nimeni, poate pe mine că am îmbătrânit. Dar problema e așa. Eu consider că ceea ce este acum în universitate este de bună calitate. Eu am fost, iată, 12 ani în bordul conducerii universității și nu mi-amintesc să fi angajat cadre didactice, fie că au fost preparatori, că au fost asistenți, că au fost lectori, că au fost conferențiari, slab pregătiți. Nu. Am auzit și am și văzut așa, cu repetent, cu nu știu ce. Nu se admite așa ceva. Nu se admite și ăla care este ăla trebuia să se ducă, cine a făcut mențiunea asta de repetent, să ducă la origine, să vadă de ce a rămas el repetent. Da, știu, vă referiți la animozitățile în cadrul universității, mai ales în campania electorală. Nu a fost un repetent obișnuit așa. Ăla a fost călit până la urmă ca doctor, de exemplu, în școala lui Pandrea, un mare profesor. Un mare profesor care n-a dat diplomă de doctor așa la întâmplare. Deci, revin, cadrele didactice sunt toate verificate și de mine și de alții super competenți, da? Angajările au fost făcute pe criterii și corect, așa? Și, în mod normal, da? Acum, practic, universitatea este încadrată cu un colectiv de cadre didactice pregătit la un alt nivel. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu are de ce să plângă universitatea. Ce îi se cere acestui colectiv de cadre didactice? Să se preocupe de perfecționare. Pentru că în învățământul superior trebuie să înveți tot timpul. Nu ai zi de odihnă. Tot timpul să cauți, să te duci pe internet în toate direcțiile și să acumulezi. Și ca să ții minte ce găsești și ce înveți, așa, să imediat să verifici în colectivele de studenți. Da? Pentru că ai să găsești și acolo copii care caută ca și tine informații și ai cu cine dezvolta, ai cu cine și de acolo ai imediat găsești pe unul, pe altul, care este și, știu eu, chemat de profesiunea asta și în modul ăsta se primenește de acest lanț al cadrelor didactice. Da, eu sunt încântat de modul în care, adică, primesc cu mare bucurie vorbele dumneavoastră vis-a-vis de starea universității. Nu numai că sunteți împăciuitori, mult peste, adică veniți cu argumente vis-a-vis de faptul că universitatea n-ar sta deloc rău și că animozitățile sunt artificiale și că e păcat că există și trebuie să dispară cât mai repede și să-și vadă oamenii de treabă pe culoarul corect pe care, iată, îl și indicați. Domnule profesor, înainte de a fi fost în bord, de a fi rector, prorector atâția ani de zile și iată, deci cu atât mai mult, având această experiență de bord, de conducere, ca specialist în statistică, v-aș întreba, aș vrea să revin, ați atintit la începutul întâlnirii cât de importantă este planificarea. Aș vrea să-mi comentați rolul statisticii în câteva minute așa de cât se poate trimitere
statistica asta cât de importantă e în vis-a-vis de planificare. Sigur, ne referim la planificarea învățământului față de cerințele pieței de astăzi și viziuni, perspective, cum pronosticăm. Planificare. La televiziune se difuzează de mai mult timp o emisiune cu un profesor de istorie din București, care îmi scapă acum numele, dar îmi place foarte mult de el, așa, care termină emisiunile cu istoria este o poveste. Istoria este o poveste. Eu aș spune că statistica este o oglindă. Oglindă în care se reflectă o mulțime de informații cifrice care evidențiază aspecte din activitatea oamenilor, aspecte din activitatea societății, aspecte care se referă direct la un individ sau colectivitate. Deci, practic, aceste aspecte sunt culese, sunt centralizate, sunt prezentate frumos, sugestiv și intuitiv, așa, cumva în tabele, în grafice și așa mai departe, și mai apoi analizate. De ce să facem noi toată treaba asta oare? Pentru că ne interesează. Ne interesează, știu eu, desfacerile unui supermarket din acesta, da? Deci ca să îmi, știu eu, satisfac acest interes, da? Mă duc și culeg informații despre supermarket, da? Mai apoi, pentru că sunt foarte variate informațiile, mi le așez frumos, mai apoi mi le fotografiez și mi le pun în grafice și în tabele, da? Și mai apoi încerc să le analizez. Oare analiza asta în ce o consta? Păi, practic, se finalizează ceea ce am făcut până atunci, într-o analiză. Și analiza asta trebuie să o fac în așa fel încât să pot să iau, nu, într-un târziu, niște decizii de comportament, da, pentru viitor. Deci, practic, toate elementele astea, toate analizele astea, mie îmi sunt necesare pentru viitor. Pentru a planifica. Pentru viitor. Deci, de ce? Pentru că eu tot timpul am în cap, eu trebuie să prevăd viitorul. Și dacă nu-l prevăd prin niște informații cifrice, care să-mi dea așa o orientare, cât, cum, încotro și așa mai departe, n-am ce prevedere să fac. Iar prevederea aia ce poate să fie? Poate să fie, iată, cum se spune acum, proiect. Fac un proiect, da? Păi proiectul ăla poate să fie pe un termen mai scurt sau mai îndelungat, nu? Proiectul ăla poate să fie foarte simplu, bazat pe o informație 2, 3, 5 corelate, sau poate să fie amplu, care să cuprindă corelații și interpătrunderi, nu? Și într-un final, nu? Să obțin un rezultat. Deci, informația statistică, deci nu este suficientă așa, să o planificăm sau să fie element de planificare în starea ei brută. Deci o informație statistică trebuie prelucrată, trebuie corelată cu alte informații, trebuie așezată frumos încât să mai înțeleagă și altul care citește și care e de altă profesie și te ajută poate și el. În ce? În luarea deciziei și mai apoi în stabilirea prevederilor pentru etapele următoare. Și probabil o periodicitate de calculat, exact. Care, știu eu, nu calculez astăzi ceva și stau și pătrânesc, zic, gata, așa e. Trebuie să, și azi și mâine și poimâine, statistica o facem. Deci în perioada aia de prevedere, da, pot să fac și scenarii, nu? Mai multe scenarii care să aibă elemente și surpriză. Se schimbă în ultima vreme, mai ales se schimbă cu viteză mare lucrurile. Există o dinamicitate a
a trăirilor, da, care ne pune să tot socotim, deci statistica, deci zi de zi trebuie să facem statistică. Sigur, să nu cumva, da, să pierdem firul. Deci planificările astea se fac în condiții de certitudine, de risc și de incertitudine. Un risc există oricum, deci e clar. Și de incertitudine. Aia este cea mai complicată. În condiții de incertitudine. Cea mai simplă, asta, în condiții de certitudine. Adică se va rezolva sigur ceea ce îmi propun eu. Riscul, apar niște elemente așa care sunt abordabile cât de cât, nu? Și poți să le și întrevezi, da? Și ăla de incertitudine, ăla este cel mai greu lucru de prevăzut într-o perspectivă de asta, de prevedere pe termen scurt sau termen mai lung. Nu cumva societatea noastră românească are o problemă în sensul ăsta în a apela la această știință a statisticii în mod serios și de aici și nu că incertitudine, haos, pentru că noi ne-am deconectat de la acest sistem de a calcula, de a socoti, numit statistică. Nu cumva se întâmplă o nebunie de genul ăsta? Eu sunt un om fericit. De ce? Pentru că de la începutul existenței mele profesionale, așa am făcut statistică, n-am făcut altceva. Și acum sunt fericit că 1990 a venit și a criticat absolut tot ce s-a întâmplat până atunci în societatea noastră, mai puțin statistica. De ce? Pentru că statistica a fost singura corectă. Statistica nu a mințit. S-au mințit pe lângă ea, prin documentele de partid și de stat, cum erau atunci. Dar statistica nu putea să mintă, n-a dat cum. De exemplu, un magaziner care primea într-o zi două mașini de 14 tone de grâu. Ăla îl lua în primire magazinerul ăla, da? Îl scria acolo, intrat, 14.000 de kilograme de grâu, da? Când venea activistul de partid și îl întreba, cât grâu ai aici? Cât putea să spună omul ăla? Cât avea, cât a primit, că avea bonul de mișcare, avea tot, 14 tone, domne. Spune-mă că ai 20. Să transmitem asta la județ sau la Comitetul Central. 20 de tone. Deci, domne, comunică-o dumneata. Eu nu pot să spun că am mai multe. E foarte interesant ce decât spuneți. 14. Deci, una e ce să comunica, ce auzeam, da, la nivel declarativ. Așa e. Și alta e ce era rămas înscris în acte. Deci, sigur, în statistica a fost corectă. Deci, n-aveai cum, pentru că l-ai intrat la pușcărie dacă... Și acolo nu se modifica. E rămânea foarte, corect. Da, erau și pe vremea aia, erau interpelări prin ziare. Unde sunt, domne, diferența de 6 tone de grâu? Ei imediat găseau. Ce l-am dat la baza furajeră. L-am dat pe gâtul vacii. Da, că l-au mâncat vacile sau știu eu ce. Da. Deci, numai prostii. Dar statistica nu a mințit. Aproape că mai aveam și noi îndoieli la timpul ăla, care nu eram chiar direct implicați în fenomen. Dar după discuțiile pe care am avut și cu colegii de la statistică, care lucrau în direcția de statistică, am constatat că statistica nu a mințit și n-avea cum să mintă. Deci acolo sunt datele reale. Deci, practic, pe baza datelor statistice poți să iei niște decizii și să faci niște planificări corecte. Numai să vrei. Domnul rector, știți că eu la un moment dat m-am întrebat și am și întrebat anumite persoane din bordul universității, am întrebat, aveți o statistică, chiar așa am zis, aveți o statistică a absolvenților, unde s-au încadrat, câți dintre ei au primit de lucru, când și în ce zone, în ce zone de activitate, în ce domenii de activitate?
Nu există această statistică. Nu. Dacă ar exista această statistică, ar exista și răspunsuri la multe întrebări vis-a-vis de cum să fie reorganizată, reformulată programa, învățământul, reabordat învățământul în universitate. Am avut și eu probleme cu asta. N-am reușit în timpul ăla, în intervalul la timp, n-am reușit să iau legătura, să mă implic foarte tare și din cauza unor oameni, că apucaseră unii oameni pe niște posturi pe acolo, ca să angajez alte persoane, nu prea aveam, că nu am vrut să stric rostul oamenilor din alte părți, să-i aduc în universitate și peste un timp să-mi scadă numărul de studenți și să-i dau afară. Că da. Nu mai aveam... Sigur, și să faci o statistică, asta presupune costuri, cu niște costuri să faci. Niște doi, oameni, trei oameni niște... făceau treaba asta și aveai o oglindă perfectă, da? Nu-i târziu. Nu-i târziu. Uite, eu, după cum ați observat, acum îmi dau și-o seama, fără să îmi pun în minte... Nu mi-a venit să vă întreb, domnule rector, ce mai faceți, cu ce vă mai ocupați, cum e pe acasă, cu grădinăritul, cu nepoții, cu strănepoții sau ce? Nu, pentru că nu mi-a inspirat asta. Mie mi-ați inspirat altceva, un partener de dialog de la care să aflu lucruri interesante, să mi-aduceți aminte mie și pe alții să-i învățați și pe mine cum stă treaba cu statistica asta și multe, multe alte lucruri deosebite. Deci sunteți încă în formă și puteți să le fiți de deci folos dacă poți de consultant. Deci dacă istoria domnului profesor care prezintă emisiunea aia este o poveste, iată că statistica se povestește. Statistica este o oglindă, a spus. E o oglindă care poate fi se și povestește. Bun, ne oprim aici, domnule rector Gheorghe Secară. Vă felicit pentru traseul pe care l-ați avut în universitate, 12 ani la bord și 52 de ani de activitate profesională. Vă felicit pentru ceea ce faceți acum, pentru ce gândiți, vă mulțumim pentru sfaturile transmise și... Și eu vă mulțumesc și aș vrea să le transmit foștilor mei colegi, da? Mai ales, iată, sau inclusiv bordului de acum, proaspăt ales, să aibă în vedere că tot ce fac acolo, fac pentru oameni. Ei sunt niște oameni selecționați și puternici și super dotați, toți de acolo, dar să nu uite că ei lucrează pentru oameni. Niciun moment. Vă mulțumesc, domnule rector Gheorghe Secară, mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pe data viitoare la Vama Vremii.